Clubul gazdă Condor va avea reprezentanți la toate categoriile de vârstă la cea de-a 14-a ediție a Cupei Chiober, concurs care va începe mâine la Piatra Neamț. Doi dintre aceștia, Maria Corduneanu la 10 ani și Vlad Andrieș la 12 ani, speră să câștige locul întâi și s-au pregătit intens pentru competiția de la Piatra Neamț. Eu sper că o să iau locul întâi. De ce speri? Ce autor ai tu? Păi, cred că va fi ușor meciul, că am mai jucat și anul trecut și o să fie bine. Care sunt principalele tale calități în tenis? Ce îți place cel mai mult? Îmi place să joc foarte mult și să joc mai ales cu colegii mei. Ce ți-a spus antrenorul Romeo Stoica? Ce așteptări are de la tine? Să iau locul întâi. Sper să joc cât mai bine și să dau tot ce pot. Dar te-ai pregătit pentru această competiție? Cum te-ai pregătit? Păi am niște lovituri foarte bune, m-am pregătit bine, serviciul îmi merge. La ce categorie particip? La 12 băieți. Știi cumva ce adversariu o să ai? Crezi că va fi greu? Cred că va fi, că nimic nu este ușor și sper că o voi duce până la capăt. Până acum ce realizări ai avut anul acesta în tenis? Păi anul acesta am jucat doar la 3-4 concursuri pentru că au plouat, am mutat foarte multe concursuri și am luat locul 3, locul 2. Pe finalul săptămânii viitoare va avea loc festivitatea de premiere unde vor fi recompensați toți sportivii care au urcat pe podium.